Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută vocea Basarabiei. Bun găsit în Ziua Mondială a Homeopatiei, un sistem alternativ de medicină creat în 1796 de medicul german Samuel Ganeman. Astăzi este ziua de naștere a chibritului. Inventarea chibritelor a propulsat civilizația umană. Primele chibrituri au ajuns în Europa în 1530. Se presupune că aceste bețișoare cu foc au fost aduse din China de către călători. Ziua bananei este astăzi. Banana, produs extrem de folositor, bogat în caliu, magneziu, care scade tensiunea arterială, stimulează metabolismul și activitatea tractului digestiv. Bananele reprezintă a patra, cea mai importantă cultură din lume, după orez, grâu și porumb. În Africa de Sud, bananele constituie principalul aliment de bază pentru aproape 50% din populație. Anual pe planetă sunt cultivate peste 100 de milioane de tone de banane. Principalii furnizori de banane pe piața mondială rămân aceiași: Ecuadorul, Costa Rica și Guatemala. Ce avem noi cu bananele, basarabenii? Ei bine, știți probabil că basarabeanul de origine evreiască Samuel Zamurei, născut la Chișinău în 1877, a fost supranumit regele bananelor pentru că atunci când a emigrat în Statele Unite, a reușit să creeze o structură de afaceri colosală, asemenea unui imperiu, exact cu aceste fructe exotice. Mai este un obiect care își sărbătorește astăzi aniversarea, boldul englezesc. O invenție din secolul al XIX-lea a inginerului american Walter Hunt. Este vorba exact de 10 aprilie 1849. Astăzi marcăm ziua hrișcăi, produs foarte util. În Italia, de exemplu, hrișca este vândută doar în magazinele cu ierburi de leac și produse pentru adepții modului sănătos de viață. Iar un mod sănătos de viață, zic eu, presupune și pledoarie pentru un cântec cu mesaj sănătos. Mama mi-a spus să nu mă deschid, să dorm, să mănânc și să mă opresc la timp, să nu fiu prea bun, să nu spun ce simt, să nu mă consum dacă nu-s prețuit. Dar mama mi-a spus acasă venim, să fiu bucuros dacă adorm obosit, picioarele se mi le țin pe pământ și să nu arăt nimănui dacă plâng. Bună ziua, mamă, la mulți ani. Anul acesta încerc să ajung. Știi cum dacă pot mai fac un ban. Eu sunt bine, colo, colo, fug. Nasul nu e înfundat, am căciula pe cap. Tot ok, am mâncat. Stai liniștit, eu nu supărat. Pe la cât m-am culcat, pe la 3, pe la 4 am uitat. Gata, nu-i treaba ta, ia că ne-am despărțit. Nu am timp eu pentru așa ceva. Fată de treabă, înseamnă că eu sunt prost. Pe cum să nu spun așa, da, l-am împrumutat. Da, încă nu mi-o dat, gata, eu n-am uitat. Cred că am curs să mâna. Iartă-mă, eu te-am sunat fiindcă azi este ziua ta. Dar mama mi-a spus să nu mă deschid, să dorm, să mănânc și să mă opresc la timp, să nu fiu prea bun, să nu spun ce simt, să nu mă consum dacă nu-s prețuit. Dar mama mi-a spus acasă venim, să fiu bucuros dacă adorm obosit, picioarele se mi le țin pe pământ și să nu arăt nimănui dacă plâng. Mama, nu pot să dorm dacă nu te-am sunat că am ajuns. Mănuțele tale crăpate îmi spun că n-am ajutat de ajuns. Mama, doar tu știi din care puțin ne puteai îmbrăca. Să nu rudă lumea, tu poate plângeai, dar cine te întreba? Iartă-mă, mamă, că nu dorm și pentru tine, ci că nu te sun că mi-e bine. Iartă-mă, timpul îndoie din ce rămân, și atunci vorbim iar despre mine. Iartă-mă că nu pot spune, nu cauți doar scuze tu și că din nou m-au rănit. Iarăși le-am arătat sufletul, iarăși am dat totul și am rămas cu nimic. Dar mama
mi-a spus să nu mă deschid, să dorm, să mănânc și să mă opresc la timp, să nu fiu prea bun, să nu spun ce simt, să nu mă consum dacă nu-s prețuit. La mama mi-a spus acasă venim, să fiu bucuros dacă adorm obosit, picioarele să mi le țin pe pământ și să nu arăt nimănui dacă plâng. La mama mi-a spus să nu mă deschid, să dorm, să mănânc și să mă opresc la timp, să nu fiu prea bun, să nu spun ce simt, să nu mă consum dacă nu-s prețuit. La mama mi-a spus acasă venim, să fiu bucuros dacă adorm obosit, picioarele să mi le țin pe pământ și să nu arăt nimănui dacă plâng. Am astăzi o musafiră pe care nu am mai văzut-o de mult și mai cu seamă nu am auzit-o cântând de mult timp și nici nu așteptam să o întâlnesc, să recunosc. Dar nu aduce ziua cât aduce ceasul. Ea este din generația interpreților pe care îi cunoașteți și îi iubiți, Georgeta Voinovan, Aura, Anișoara Puică, Victoria Lungu, Nelly Ciobanu. Și știam că s-a mutat mai mulți ani în urmă cu traiul în Marea Britanie, împreună cu familia. Se lansase în muzică la începutul anilor 90 aici. Asta după școala muzicală Ciprian Porumbescu și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. De asta dată a venit la Chișinău cu treburi și și-a dorit neapărat să participe la concertul de caritate pentru colectarea de fonduri în ajutorarea fiicei Georgetei Voinovan, pentru care are nevoie de un transplant renal. Și pentru că se lansase de mult cu o creație a Georgetei Voinovan, să ne reamintim de acest nume sonor al scenei cu un alt cântec scris de Georgeta Voinovan, Rudă, Papa Rudă. Janet Erhan e astăzi la noi. Janet,
Bucuros să te revăd aici la Vocea Basarabiei. Bine ai venit! Salut, Andrei! Mă bucur și eu să te revăd. Știi, ai venit la Chișinău, nu cred că ai știut despre acest concert de caritate. Să știi că am vorbit cu Geta chiar din Londra, am sunat-o. Așa. Și am spus că vreau să fiu alături de ea, dar nu știam sigur dacă pot să vin. Uh-huh. Și până la urmă a coincis plecarea mea, revenirea mea acasă cu concertul. Și atunci am spus că trebuie să fiu neapărat alături de ea. Astăzi, Janet Erhan, vă amintiți de ea categoric, a venit la noi cu câteva creații semnate de Georgeta Voinovan, pentru că ea va participa la concertul de binefacere de pe 10 aprilie, da, la Palatul Republicii, unde vă așteptăm și pe dumneavoastră. De mult n-am mai auzit nimic despre Janet Erhan. Spune-ne ce faci, cum îți merg treburile acolo la Londra? Sau în Marea Britanie? Da. Totul e bine, Andrei. Deja un pic ne-am obișnuit. Perioada mai grea parcă a trecut. Copiii sunt la școală. Băiatul la universitate, la mai mic, a doilea băiețel la școală. Eu muncesc, soțul la fel. Lucrurile merg bine, deci... Cânti acolo? Știi, am cântat odată, dar de fapt am făcut o pauză mai mare, știi? Fiindcă totuși am decis o perioadă să fiu alături de familie, de băiețel. Și de-abia acum vreau să revin la pian. Și poate pe viitor o să cânt și la evenimentele care organizează diaspora. De-abia acum am dat restartul ăsta, știi? Așa că... Tu erai printre interpretele de la noi foarte întreprinzătoare. Știam că ai călătorit în Japonia, după care, dacă nu mă înșel, ai deschis un restaurant japonez aici, da, la Chișinău. Pe urmă, știam că ai și o altă afacere, un salon de rochii de seară, da, da, și blau artiștii, da, închiriind rochii din acest salon. Știai buba, da, artiștilor, da, noștri și marea durere a lor că nu au de unde să-și găsească respectiv haine pentru scenă. Același business îl continui și acolo? Nu. Acolo eu sunt în domeniul frumuseții, în salon. Acum sunt gen, dacă în română coafez, în engleză hair stylist, cum spune mai corect. Lucrez, deci fac ceea ce îmi place. Deja am bună experiență, am cliente. Să știi că sunt și din țara noastră, uneori mai am cliente și chiar am avut niște momente când am spus, dar nu știu, așa mi-aduceți aminte de interpretă aceea cu gropiți în obraj. Au fost și așa momente, da. Și zic, dar nu vine să cred, chiar sunteți dumneavoastră. Da. Ești metal. Da, și uite, deocamdată așa, mie este un pic greu să îmbin una cu alta, muzica cu salonul. Dar până la urmă, muzica este sufletul meu și asta îmi dă energie, asta îmi dă viață și mi este dor de scenă, de colegii mei, de anii aceia când ne întâlnim și povesteam diferite și nu știu cum era o altă viață, știi, mai activă, mai interesantă. Și de asta vreau să... De asta și-am decis să vin aici, să fiu alături de Georgeta, fiindcă cele mai frumoase melodii sunt scrise de Geta. Chiar să știi că unii oameni încurcau Janeta cu Georgeta și îmi spunea mie Georgeta, dar ei spuneau Janeta, știi, era și așa. Da, care a fost primul cântec? Știu că te-ai lansat cu un cântec, da, de al Georgetei Voinovan. Era primul cântec Palatul, așa o melodie. Eu eram studentă la conservator și mi-a scris, Geta a scris muzica și textul, dar aranjamentul Igor Mișcoi, care acum e în America. Da. Da, și... așa era un eveniment, aveam emoții, atunci am... A fost foarte așa entuziasmată când chiar am filmat și un videoclip. Și prima melodie a fost Palatul. Piesa asta a mai cântat-o și Georgeta. Uh-huh. După care au urmat mai multe. Chiar dacă mi-a scris și unii compozitori melodie, Georgeta întotdeauna m-a salvat cu textele. Uh-huh. Da. Ce înseamnă să fii universal. Da, da. Și apoi în repertoriul tău regăsim multe cântece semnate de Georgeta Voinovan. Da. Da, dar eu am spus că Geta e unicală, ea este superbă. Prin ce? În primul rând, eu ca muzician, vorbim acum ca muzician, da,
spun că este o raritate, deoarece nu fiecare compozitor, deci eu consider așa, că orice melodie de a Giorgetti este șlagăr, nu știu. Poate unele au fost mai puține lansate, așa, adică mai nu au fost așa promovate bine, știi, că asta tot foarte mult contează, promovarea e foarte importantă. Are o muzică memorabilă, exact, care se memorează. Exact, exact. Și textele ei nu sunt complicate. Sunt exact în ținte, cu un cuvânt simplu spus care ajunge la sufletul omului, înțelegi? Dar mulți știi cum vor să arate că sunt mai profesioniști și cuvintele sunt mai complicate, dar atunci când scrii un text clar și frumos care ajunge la inima omului, da, atunci ai și succes. Deci, vei participa pe 10 aprilie aici la concertul de caritate într-o susținere a fiicei Dana, fiicei da. Georgetei Voinovan. Vei cânta, ce vei cânta aici? Voi cânta melodia Nicăieri. Uh-huh. Da, e o melodie foarte frumoasă, care am avut și un videoclip. A fost mai puțin promovată, poate în viitor o să o promovez mai mult. Dar vreau să spun una, apropo, așa, am decis să fiu alături de Giorgetta, fiindcă eu la fel am trecut prin momente foarte grele și copilul meu a avut probleme de sănătate, a treilea copil, și de asta și de fapt am plecat, să știi. Și eu știu ce înseamnă asta, o durere, și știu ce înseamnă când este cineva alături de tine care te susține. Și cu cât oamenii sunt mai buni la suflet, cu cât sunt mai înțelegători și cu cât sunt mai uniți, cu atâta e mai bine pentru toți noi, fiindcă eu, de exemplu, când l-am operat pe Bogdanel, am întrebat doctorul, zic, dar ce șanse sunt? Și el s-a uitat așa la mine și zic, că spuneți să roage mai multă lume pentru el. Deci, cu cât mai mult suntem, cu cât mai mult ne rugăm, cu atâta mai mult este și... Chiar vreau să te întreb care a fost motivul plecării, pentru că, nu știu cum așa, pac și... Janeta a plecat. Așa a fost, Andrei, atunci timpul. A fost un moment că chiar din punct de vedere financiar ne-am stresat și am decis cu soțul să plecăm. Era o nestabilitate și tu când știi că copilul tău are nevoie de ajutor... Și ajutorul da, costă bani, exact, exact. Plecând încolo, acolo este altă situație, medicina este gratis, bine, în momentul când tu muncești. Dacă tu nu muncești, nu este nimic gratis. Și școala, și învățătura, totul e gratis. Cum am mai spus, că părinții trebuie să muncească. Și atunci noi facem tot pentru copilul nostru. Dar am avut foarte multe momente grele și nu știu cum a fost viața până la și după. Și oamenii am văzut la fel, care sunt adevărați, care mi-au fost prieteni, așa, dar care cu adevărat au fost... Am văzut oamenii cu totul altfel. Deci când treci pentru un stres așa, pentru un moment greu în viață, tu după asta începi să setezi absolut totul. Pentru că a avut o situație personală dificilă cu maladia feciorului ei, Jeanette Erhan, invitata mea, împreună cu întreaga familie, au fost nevoiți să plece peste hotare, să plece în Marea Britanie. N-a mai fost aici de 6 ani. 6 ani. Nu, am mai fost, am mai avut și interviu pe la televiziune anul trecut, în mai. Sau anul ăsta? Anul trecut, în luna mai, da. Am revenit un pic, am avut câteva așa... Dar ai fost așa, fugitiv. Exact, exact. Și acum mai pe puțin. Sărite. Da, dar mai venim și în august. Îmi place aici acum acasă. E cald, nu plouă ca în Marea Britanie. Serios? Hai că o să-mi spui cum te plouă acolo, că nu te mai plouă în casă, cred că. Iată piesa Nicăieri, sau cântecul Nicăieri, cu care va evolua Jeanette în cadrul spectacolului de caritate de pe 10 aprilie. Să o ascultăm acum, după care revenim la discuții cu Jeanette Erhan. Eu am crezut
Jeanette Erhan este astăzi invitata noastră. Ați ascultat acest cântec cu care va evolua în cadrul concertului de binefacere de pe 10 aprilie într-o ajutorarea fiicii Georgetei Voinovan, un act de caritate la care vă îndemnăm să participați și voi, dragi prieteni, iar eu revin la discuție cu Jeanette. N-am văzut-o de mult, chiar dacă a mai venit pe aici fugitiv. Deci, scena deocamdată îți este... amică, nu prietenă. Da, da. Scena casei? Scena casei e prietenă, dar să știi că eu sunt activă și acolo. Adică am încercat să fac o afacere, acum sunt într-un proces, mai vedem. Poate revin și depinde totul de dispoziția mea. Mm. Acum pot să aleg, să mă alint, să cânt atunci când vreau eu, atunci când simt eu. Uh-huh. Și m-am mai repetat mai multe ori că vreau să fac o melodie frumoasă, dacă din nou să fac ceva, știi? Ceva mai deosebit, care să... Ceea ce n-ai mai cântat până da, acum? Da, exact, exact. Ca și stil, ca și mesaj? Ca și stil, mesaj, chiar, da, exact, exact. Fiindcă trebuie de făcut muzică de calitate, înțelegi? Asta este important. Dar până acum cine a fost de calitate? Să știi că unele piese care le ascult acum de ale mele vorbesc, le-aș cânta, oricum au rămas bine, știi? Dar aranjamentele un pic le-aș mai schimba. Dar ca melodii sunt bine, chiar piesa Nicăieri sună foarte bine, chiar dacă au trecut atâția ani, știi? Sau e doar un dans, tot e o melodie foarte frumoasă. Până acum o cânt, știi? Dar oricum vreau ceva mai deosebit să fac, știi, mai deosebit. Și pentru a face ceva deosebit ai nevoie și de compozitor și de textier. Da, da. Uite, acum m-am mai sfătuit cu feciorul meu, Alex, acum împlinește 20 de ani și a luat și el, mulțumesc, a luat și el calea muzicii, măcar că de mic nu a făcut muzica. Eu n-am vrut să stresez copiii mei. Și de ce se stresez? Fiindcă eu de la 6 ani cântam la pian și plângeam că vreau să mă joc afară și știi cum la internat era? Era foarte serios, adică la școala noastră. Și era impusă să faci muzică. Exact. Păi, da, din mici așa, noi toți eram impuși. Și Daniela a fost așa mai rușinoasă, așa am zis că nu, dacă ea nu vrea, am lăsat-o la o parte. Alex, simțeam că îi place muzică, dar era timid. Dar acolo, în Marea Britanie, vreo 4 ani în urmă, Alex a început singur să învețe din internet muzica, cântă la chitară și acum învață la Royal Holloway University, la musical production și muzică pentru filme și desene animate. Adică, da, la fel face muzică și compune.
Și acum eu îl ascult, îi dau eu sfaturi, știi? Și dar văd ce muzică acum este actuală, total diferită. Lui îi place un fel de indie rock, nu știu mai ce. Dar oricum, fiind acolo, ascultând muzică de calitate, totuși vreau și tind spre aceea ca să fac o muzică mai bună, știi? Deci ai compozitorul tău în casă. Da. Îți mai rămâne doar un lucru, să mai găsești un text și să faci un fel de indie rock. De ce nu? Da. E, rock eu sigur nu o scânt, asta e 100%, dar între rock și pop music poate găsesc ceva la mijloc, știi? Nu te-am auzit niciodată cântând muzică populară. Dar nu când, fiindcă ca să cânti muzică populară trebuie să-ți dai talentul ăsta de la Dumnezeu, melismatica asta toată. Mm-hmm. Pentru ce? Dacă eu nu sunt din domeniu. Trebuie să faci ceea ce-ți merge ție. Eu... Ești mai categoric, adică ești mai realistă când, exact, dar când pentru te examinezi. Ce? Păi da, vezi că când mergi la anunț și la cumătrii, tu ești nevoit să cânti și populară, da, și da, asta. Da. Dar când ești în scenă, când domeniul cel la care... Și eu sunt mai mult pentru scenă. Mie mai mult îmi place mișcare în scenă, energie, știi, mișcări așa, cu muzică împreună. Show, adică cum ar veni, știi, decât altceva. Fiind acolo în Marea Britanie, la Londra stați? Sau da, da. La Londra. Fiind acolo la Londra, te interesează ce se face în Republica Moldova? Da. Mai trăiești cu nu știu, cu spiritul de aici? Mai întreții legături cu colegii de scenă? Da, sunt în foarte bune legături cu Irina Bivol. Ea a fost și la mine, a stat la mine, m-a susținut la o expoziție acolo. Deci cu Adrian Ochișanu mai vorbesc. Când vin acasă, întotdeauna ne întâlnim. Și mi-e interesant... Întotdeauna urmăresc știrile, mă uit pe mai multe site-uri, da, este. Diaspora moldovenească de la Londra, cum este? Sau nu? Am mai fost la câteva evenimente, oamenii sunt foarte buni acolo, sunt foarte doriți de evenimente. Acum n-am fost la concertul Andrei când a fost aici în Wembley, fiindcă noi suntem foarte aproape de Wembley Stadion, chiar în zona aceea. Și, dar lumea a fost foarte inspirată și entuziasmată de spectacol. Sunt doriți, fiindcă toată lumea muncește și la toți le dor de casă. Serios? Da, exact, să știi că asta este. Bine, generația asta poate care, cum e Alexa meu, 20 de ani, știi, sunt mai rece așa un pic. Dar de la 35-40 în sus, este dor de casă. Așa. Toți da. Dor... Este, de este. Casă, dor da, de mamă, da, dor de da. Nucul de la poartă. Deci când te întâlnești întotdeauna, când pleci acasă? De asta e o întrebare când ordinară. Da, când da, pleci, da, când da. Ai fost? Da, așa este. Vă întâlniți deci cu pământenii la ocazii, la... La ocazii numai, la ocazii, fiindcă zona unde stau eu sunt într-o parte unde sunt mai mulți români. Dar zona moldovenilor sunt alte zone. Și nu prea am așa legătură, dar m-am întâlnit, au fost câteva evenimente și ne-am văzut. Da, da. Și întotdeauna cu mare dragoste ne întâlnim, fiindcă, cum ți-am mai spus, toți muncesc și când se văd, parcă ăsta e un eveniment și se încep pregătirile, plăcinte, sarmale, așa. Răcitură. Da, 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 exact, așa e. A noștri și acolo pregătesc foarte gustos, știi. A noștri pe tot locul pregătesc foarte gustos. Tu ai timp pentru... Acum mai puțin. Bucătărie? Da, mai puțin. Acum mai copiii puțin. Copiii au crescut. Da, da. Dar oricum mâncăm sănătos, ne străduim. Trebuie să arătăm bine. Da. Cum este viața în Marea Britanie? Andrei, viața e... Cum să-ți spun? E muncă. Viața e muncă acolo. Lumea n-are timp. Din cauza poate că știi că distanțele sunt foarte mari. Tu uneori trebuie să mergi la lucrul tău o oră, o oră jumate. Și asta te epuizează foarte mult. Și când vii înapoi la fel, tu 3 ore pierzi numai pe drum. Știi? Asta e un motiv foarte important. Fiindcă nu-ți alegi tu jobul, lucru. Trebuie să... deja tu te conformezi după lucru. Și plus muncești dimineața până în seară, lumea vine și face o baie și la culcare. N-are timp. Și numai, iată, evenimentele astea, întâlnirile astea. Bine, și aici e la fel, cred că e la fel. Dar vezi că aici ai un tată, un frate, o mamă, o soră, e altceva. Acolo nu poți pleca cu toată familia.
Sunt mulți care au frați și surori și se întâlnesc acolo, dar majoritatea cam singuri. Și asta e și motivul, fiindcă numai familia te susține și poți să fii aproape numai de familie, știi? Și aici e mai ușor, fiindcă toți sunt pe loc, știi? Dar acolo nu e așa. Nu e așa, sigur. Da. Ce ți-ai dori personal? Ce ai în vedere? Din ce... Orice, din orice. Eu mi-aș dori să fim sănătoși, cel mai important. În rest, nu mă tem de nimic. Știi cum? Sănătate. În rest, totul. Și aici se poate de muncit și acolo. Și oamenii să fie mai buni la suflet. Să ne iubim mai mult, să ne înțelegem, știi, să ne ascultăm. Fiindcă viața e din momente. Uite, nu m-am plecat ieri, parcă ar fi. Și deja sunt 6 ani. Și când închipui peste 6 ani, ca să am o altă vârstă deja, știi, parcă te pui pe gânduri. Arăți foarte de asta bine. Trebuie să ne întâlnim, să spunem cuvinte bune, să ne susținem. Asta e sensul vieții. V-ați gândit cumva cu soțul, cu membrii familiei voastre, bine, copiii poate nu, dar voi să reveniți înapoi? Undeva ne-am gândit, să știi. Ne-am gândit. Chiar acum am vorbit cu Octavian. Și el a spus că vedem, poate facem așa naveta mai des cumva. Fiindcă eu sunt sigură că întorcându-mă în Londra înapoi, o să vin deja cu altă energie și cu altă dispoziție, știi? Mm-hmm. Fiindcă sunt niște lucruri aici acasă care nu se repetă, acolo nu sunt. De exemplu? De exemplu chiar aerul, de exemplu chiar frumusețea asta, soarele, calitatea este chiar și la mâncare, să știi, e mai eco, e mai sănătos. Multe lucruri acolo, ambalajele sunt frumoase, dar înăuntru nu e ce... Da, exact. Înainte era tendința asta, mai mult toți să plece și lumea, de fapt, a plecat foarte mulți. Dar totuși, dacă de făcut condiții în țara asta, dacă de aranjat cumva lucrurile, cum zici soțul meu, aici e raiul pe pământ, știi? Fiindcă țara e mică, avem de toate. Uh-huh. Nu ne ajunge un pic de, poate, minte sau nu știu ce. Nu știu dacă voi asta o să arată. Deschidere. Da. Nu știu, dar se poate și aici de trăit bine. Toți prietenii mei, toți stau foarte bine aici, sunt ok. Poate la timp n-am făcut ce trebuia, cumva să aranjăm altfel lucrurile, dar vezi că... Cred că așa trebuia să fie. Eu da. Nu știu ce să-ți spun. Așa trebuia să... Bogdan se simte foarte bine acolo. Este super, el vorbește engleza, e ok. S-a tratat? S-a tratat, da. Oricum, trebuie să am grijă de dânsul. Mm-hmm. Dar mai vedem. Oricum, asta vreau să spun ferm, că acasă e bine. Asta mă bucură, că ai venit acasă unde e bine. Să știi că ești întotdeauna binevenită și... Lumea te ține minte, nu te-a uitat. Mulțumesc foarte mult. Categoric. Iată, vreau să încheiem cu un cântec scris de Georgeta Voinovan. Se numește Nu e o taină. Că te-am iubit, da. L-ai lansat mai mulți ani în urmă. Acum nu prea ai premiere, da? Nu prea am acum, nu. Nu e o taină să știi că multe fete chiar în Londra mi-au spus că eu țin minte melodia aceea ta. Nu e o taină, că eram îndrăgostită de un băiat și zic și melodia aceea eu cântam tot timpul. Hai să fie asta pentru toți îndrăgostiții. Janet Erhan, revenită după mai mult timp aici la Chișinău cu o ocazie specială de a participa la spectacolul de caritate consacrat sau dedicat fiicii Georgete Voinovan, care are nevoie de un transplant renal. Spectacol care se va desfășura pe 10 aprilie la Palatul Republicii. Vă așteptăm și pe voi, dragi prieteni, între galeria frumoasă de nume sonore participanții acestui spectacol va fi și invitata mea, Janet Erhan, cea care a avut bunăvoință să accepte invitația la emisiune. Mulțumesc din tot sufletul. Eu îți mulțumesc. Da, mersi. Salutare și sănătate. Mulțumesc. Janet Erhan.
și-n fereastră stârzie, lumina zărind, mai întâmpinat cu un sărut care îmi lipsise prea mult. Am intrat doar pe clipe, se vede ce mai faci, ori să simt mângâierea din ochii de dragi. A pornit să plouă și am rămas, dar să știi Palatul Republicii. Vă așteptăm la spectacolul de caritate Prin Oameni. Dana, fiica Georgetei Voinovan, are nevoie de transplant renal, iar artiștii colegi vin în susținerea ei. Nelly Ciobanu, Catarsis, Costi Burlacu și Corina Țepeș, Brio Sonores, Anișoara Puică, Vitalie Dani, Natalia Proca, Irina Șanator Bivol, Geta Burlacu, Vladimir Fotescu, Aura, Georgeta Voinovan și studioul Crescendo. Prezintă Andrei Porubin și Sergiu Beznitschi. Biletele se găsesc pe iticket.md. În tableta sa de astăzi, cu numărul 206, colegul meu pornește de la exemplu propriu, sau mai exact, de la experiența tristă prin care a trecut, fiindu-i taxați banii de pe card în mod fraudulos pentru filme pe care nu le-a vizionat. Pe ce contează așadar prestatorii de servicii pentru cinefili, cu ce se aseamănă sau cu ce aseamănă colegul meu, suma extrasă cu nerușinare, și ce este cu prizonieratul unei indulgențe leneșe despre care ne vorbește în noua sa tabletă jurnalistul Vasile Botaru, aflați chiar acum. Despre șperțari. Despre șperțari de rasă cu pedigree maidanez. 39,9 lei moldovenești. Aceasta e suma pe care mi-a retras-o de pe cardul meu bancar de pensionar un prestator de servicii. Se numește China Poesc. El vinde sesiuni de vizionare a filmelor, preponderent rusești, dar își ține banii
Unde? La Dubai. Aflându-se, bine mersi, cred că la Londra. Sau whatever. Deși m-am dezabonat de mult de la acest prestator de servicii, imediat ce expiraseră 4 săptămâni de promoție, vânzătorul continuă să mă taxeze cu regularitate. Ca o cioară care ține minte pe unde a ascuns nucile de cu toamnă. De fapt, exact cum aș ciupi și eu din franzela de pâine, tradițion, puhăvă, matinală, pe care o cumpăr când merg la Paris și ciupesc din ea atunci când urc în lift, unde nu mă vede nimeni, după care înfund capătul prejudiciat în punga de hârtie, ca să nu mă deconspire din prima fiica mea Lucie, că dau un exemplu prost, nepoatei mele ca mii. Dar nu pe asta se sprijină educația gastronomică a micii franțuzoaice cu voință de fier, care până la vârsta de 4 ani avea interdicții la lapte de vacă, deci nimic dulciuri, prăjituri, din cauza alergiei periculoase. Dar despre ce vă povesteam? Da, despre taxa percepută mișelește pentru filme nevizionate. Cum e o sumă modică, nici tu 2 euro, cât costă franzela tradițion, tot amând de câteva luni procedura de înlocuire a cardului la care s-a înnădit chinopoiscul. Asta ca să nu sufere celelalte aplicații cu plată din telefonul mobil. Presupun că exact pe indulgența mea leneșă contează prestatorul de servicii pentru cinefil. Mai bine zis, pe diferența de 10 bănuți care ar transforma în 40 de lei suma ce s-ar înfățișa țanțoș în raportul zilnic de la bancă și ar deveni, să zicem, a patra parte dintr-o carte sau transformată în 2 kg de zahăr, nu mai știu prețurile. 39,9 e încă o sumă minoră, neglijabilă, exact ca o bârfă nevinovată, ca o minciunică, ca o boțitură discretă de la capătul cornului meșterit dintr-o bucată de ziar în care își vinde semințele de floarea soarelui, precu piața guralivă. Ea știe să-și tragă pe față privirea de câine bătut și să împreuneze tăuralnic sprâncenele ca într-un arc voltaic ce produce în momentul potrivit scântei de mânie. Tandrețea de fiară bine dresată. Nu calitatea mărfii contează, ci repriza teatrală. Buzele țiguiete articulează cu nonșalanță insinuări și brașoave, gogoși amestecate de la oaltă cu scorneli, pe care diferența de 10 bănuți, de numai 10 bănuți, le desparte de pragul unor calomnii penale, al incitării la ură și vrajbă societală. Dar cine își va pune mintea cu precupiața guralivă, zgomotoasă, chiar dacă ar fi să sară peste cal? Vânzătoarea de răsărită știe prea bine că suntem prizonieri ai unei indulgențe leneșe. Ea continuă să ne facă din ochi, intrând peste noi cu mesaje sponsorizate generos de la Londra sau whatever. Ea înșiră pe sfoară de la gât interlocutori cât mai veninoși ca pe o colecție de scoici ce scot un sunet asemănător cu zgomotul produs de maxiloarele hoardelor de lăcuste. Pe curând!
un nume sonor al scenei lirice românești, Andrei Ivan Mâță. În februarie curent și-a sărbătorit a 37-a aniversare. Provine dintr-o familie de muzicieni din orașul Soroca, din nordul Republicii Moldova, din Basarabia. Tatăl său, o personalitate cunoscută, despre care Andrei vorbește cu mândrie, știa să cânte la 10 instrumente. În adolescență se mută împreună cu părinții, cu familia, în România. Studiile la Liceul de Muzică George Apostu din Bacău îi aduc și primele premii profesionale la Bacău, Vaslui, Piatra Neamț. A absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, unde își face și masteratul. Studenția la Cluj îi completează palmaresul de premii la mai multe concursuri muzicale și festivaluri. Iar maestria și-o șlefuiește la câteva masterclass-uri în Italia, Franța, Spania, Germania. De-a lungul bogate în sale cariere profesionale, a fost solist la Opera Națională din Cluj-Napoca, Teatrul de Operă din Freiburg, Germania și Opera Națională din Iași, unde activează și în prezent. În plus, a cântat ca și invitat pe scenele operei din București, teatrelor din Italia, Israel, Palestina, Elveția, Anglia, Luxemburg și Germania. Asta nemai vorbind de scenele profesioniste din țară, de la București, Cluj, Constanța, Bacău, Galați, Iași. Cu un repertoriu extraordinar de invidiat, cu o personalitate scenică bine conturată și excepțională, cu un palmares de premii de toată frumusețea și roluri, la fel, iată-l pe invitatul meu la Chișinău, unde va cânta pe scena Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu în opera Boema. Vă așteptăm la spectacol, de altfel, pe 10 aprilie. Astăzi îl cunoaștem pe basul bariton, prim solistul Operii Naționale Române Iași, Andrei Ivan Mâță. După ce v-am vorbit atâtea despre invitatul meu de astăzi, se cere o probă de voce. Sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice, vive lontano perché. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, l'annina nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuor. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse
forse non s'usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Canțonetele italienești frumoase, irepetabile, inedite și cântate sau interpretate cu atâta suflet de cei mai mari cântăreți al lumii, este pentru prima dată când văd, când aud o canțonetă, printre primele, deci când aud o canțonetă interpretată de un bas bariton. Da. De regulă, ele sunt cântate de tenori. Bine ai venit la noi, Andrei! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare pentru mine să revin în primul rând acasă și alături de dumneavoastră într-o emisiune care o urmăresc de atâta timp și nici măcar nu m-am gândit că o să ajung. O urmărești în România? Așa de repede la dumneavoastră. Da, online am urmărit și am și auzit și este... Cum ziceam, o onoare să revin acasă și mă bucur tare mult că sunt aici alături de dumneavoastră. Eu mă bucur să aud că suntem ascultați și la Iași, deși știam că suntem, dar nu știam că ești printre cei care urmărește acest canal de radio și televiziune. Pentru că la radio ascultă. Da. Când mergi... Și la radio, da. Da, exact. Ce? Afli ceva nou pentru tine? Te alimentezi din informația pe care ți-o punem noi la dispoziție? Da, pentru că fiind cu rădăcini de aici din Republica Moldova, bineînțeles, mă interesează ce se întâmplă și aflu multe lucruri interesante și noi de la dumneavoastră și de aceea și muzica este foarte, foarte frumoasă, o ador și de aceea ascult tot timpul. Ai un parcurs profesional impresionant. Deci... Mulțumesc. Eu am început să număr câte roluri ai acolo făcute de-a lungul carierei tale. Câți ani ai de carieră scenică? Aproape 20. Aproape 20. Aproape, da. Încă de prin liceu am început. O vârstă foarte fragedă încă în ale operei. Așa este. Cât cântă un interpret de operă? Cât îl țin picioarele sau cât îl ține vocea? Un interpret de operă cântă foarte mult pe zi. Cel puțin eu, în repetițiile pe care le avem stabilite zilnic de 4 ore pe zi, în afara celor 4 ore, studiez încă cel puțin 4 ore studiu individual, uneori chiar 6, 8, 10. Depinde de cât e necesar. Tu care ai făcut studii de canto și peste hotare... ai cântat în Germania, dar în mai multe, am zis în prezentare, în mai multe locuri. Mai ai nevoie de studii? Mai ai nevoie de... Da. Părerea mea este că un artist trebuie să se formeze continuu și nu trebuie să se limiteze la ceea ce a învățat în conservator, master sau doctorat, pentru că vocea noastră este de fapt un copil care crește în noi și dacă avem grijă de el, se va dezvolta și se va dezvolta continuu. Dacă nu ne preocupă acest lucru, ea oricum merge într-o direcție, ori în sus, ori în jos. Așa că dacă te preocupă... Dacă nu te plafonezi, începi să uiți cum trebuie să cânti. Absolut. Așa este. Și multe alte domenii, de fapt. E curios, pentru că eu credeam că dacă ai atins niște culmi în arta vocală, nu mai ai nevoie să mai râvnești, pentru că ești destul de înalt cu realizările. Dimpotrivă, eu zic că un punct este pe care ți l-ai propus sau un țel pe care ne-l propunem, e cumva, da, greu de atins, dar mai greu să îl menții. Și eu sunt de părerea că munca continuă, da, talentul primim de la Dumnezeu și mulțumesc Domnului pentru talentul pe care mi l-am dat și l-am moștenit în oarecare parte de la tatăl meu, dar tot ce depinde de mine
din acel punct, de la talent până a te realiza ca un artist, este munca și perseverență. Și aici la Baștină, în Republica Moldova, da. Mai ai pe cineva la Soroca? Da, da, îl mai am pe bunicul meu. Pe bunicul meu, care a fost campion, apropo, halterist, și chiar la vârsta de 75 de ani a luat medalie de aur. Da, 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 da. Pavel Straistar este un campion, ca să zic eu, pentru mine e cumva chiar un exemplu de urmat. Mamă, tu ești din longeviv. Da, da, da. Și din aia puternici. La 75 de ani, imaginați-vă că a ridicat 210 kg pe spate, de trei ori greutatea proprie, practic, aproape. Și a concurat cu cei de 55, 60, pentru că nu erau de vârsta lui, apropo. Așa. Și da, chiar și așa a luat medalia de aur. Da. Și bunicul a supraviețuit părinții. Da, da. Bunicul trăiește acum, dar nu este într-o stare, din păcate, foarte bună. Dar îl susținem și venim destul de des acasă. Bătrânețe, haine grele. Da. Da, îl susținem cu tot ce putem. Eu, printre repetițiile mele, spectacolele mele, vin cât de des pot acasă să-l văd, să-i cânt, că-i place să-i cânt. Ei, place ce-i cânt? Ce-i place lumea să-i cânt? Îi plac cântecele românești. Eu am liduri foarte, foarte frumoase. Apropo, chiar acum pregătesc un recital de liduri la Mihail Cogălnicianu, Muzeul Mihail Cogălnicianu din Iași, intitulat de mine Dor de cântec românesc. Care va fi pe 20 aprilie. Și îi cântam tot timpul și îi cânt tot timpul liduri românești. Cum ar fi Revedere de Mihai Eminescu, cum ar fi chiar și Doine foarte frumoase de Bredicianu și multe, multe. Zi-mă strofă dintr-un lid, acum pentru bunicul. Cum se numește bunicul tău încă o dată? Pavel Straistar. Domnul Straistar, să trăiți, nepotul dumneavoastră este aici la Vocea Basarabiei și vă cântă în special pentru dumneavoastră. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Și de când ne-am depărtat, multă lume am umblat. Și așa mai departe. Special am provocat pe invitatul meu să cânte pe șezute, pentru că este o poziție foarte incomodă de a cânta. Și interpreții știu despre ce vorbesc. Așa este, da. Dar uite, dacă ești un cântăreț care te respecti și dacă faci traininguri vocale zilnice, precum le face și Andrei, deci uite, poți cânta și pe șezute. Și culcat e nevoie și culcat, să cânti și în orice scenă. Poziție, chiar și cu capul în jos, dacă e nevoie. Apropo de asta, la un spectacol din Freiburg, la Elixirul Dragostei, eram Dulcamara și pregăteam premiera. Așadar, intram pe o bandă rulandă, ca din aceasta, din magazin de cumpărat, și apoi aveam tot felul de trasee, pe dedesubt, pe deasupra, săream pe scări, sus, pe arie. Aria care este una din momentele importante ale rolului, dar, cum ziceam, în fiecare, chiar în fiecare dimineață, înainte de repetiții, treceam mai întâi pe la sală, ca să mă încălzesc bine, să-mi încălzesc corpul, pentru că, de fapt, vocea este un dialog cu corpul. Dacă simțim vocea în corp și avem un tonus al corpului, și vocea va fi în formă. Dacă nu este corpul în formă, vocea nu are cum să răspundă. Cel puțin la noi, la artiștii lirici, la cântăreții de operă, da. Pentru că lucrăm pe
respirație, pe, și, și asta, asta se exersează foarte bine înainte. Și trebuie să ai un spirit lăuntric. Exact, bine, exact, exact. De aceea faci sport? De aceea fac sport. Tot timpul fac sport. Pentru că, adică, cel puțin când am timp. Sunt zile, recunosc că nu am timp, efectiv. Dar cel puțin de 3 ore pe săptămână merg, pentru că e un tonus pe care mi-l țin. Nu neapărat pentru musculatură, să zic eu, mai mult cardio, să fiu în formă. De unde clișeul ăsta de a-i vedea pe interpreții de operă, bărbați în special, așa, masivi, cu burtă, solizi, așa gravi, ca stejarii bătrâni? Eu cred că a trecut deja perioada în care neapărat îi vedeam așa. Și nu neapărat asta, eu cred totuși că personalitatea fiecărui și în special mesajul pe care îl transmite, fie că e cu burtă, fie că e scund, fie că e înalt, s-ar putea să fie chiar de 1,5 metri, dar să-ți transmită o stare și o plăcere încât să, da, contează, să trecem peste dimensiunile spiritului și a sufletului. Da, exact. Cât este de mare. Hai să le spunem tuturor motivul pentru care ai venit la Chișinău, să-l reluăm acest motiv, pentru că l-am spus și mai devreme. Este vorba despre un spectacol care se va juca la Teatrul Național de Operă și Balet Marie Bieșu, Aida, de Verdi? Va fi spectacolul Boema. Boema. Boema, da. Aida, apropo, aseară am avut repetiție de Aida la Iași. Iași, da. La Iași, da. Astăzi am aici, mâine am generală la Iași, poi mâine generală aici și spectacol pe 11 și pe 12 spectacol la Iași. Adică în aceste zile sunt o zi în Chișinău, o zi în Iași, practic. Cu un picior aici și un acolo. Dar mă bucur tare mult, am acceptat această frumoasă provocare, pentru că pentru mine este o bucurie ca să revin acasă, pentru că am cântat aproape peste tot în Europa și am zis: Doamne, când o să revin și acasă să cânt? Pentru că, știți prea bine, emoțiile cele mai mari sunt atunci când cânti acasă la tine. Pentru mine, acasă este și în România, dar aici sunt rădăcinile mele care, da, de mult timp așteptam să cânt acasă. Este primul rol pe care îl faci la opera din Chișinău. Este primul rol pe care îl interpretez la Opera Națională din Basarabia, din Moldova, Republica Moldova, la Opera din Chișinău, și sunt enorm de bucuros și mulțumesc încă o dată pe această cale domnului director de aici, de la Opera, și sunt extrem de recunoscător pentru invitație. Da, și mai mult de atât, domnul Docotaru, și mai mult de atât, este chiar frumos că se întâmplă la aproape 25 de ani de când mi-am continuat studiile în România. Practic ne-am mutat cu școala acolo, mm-hmm, și este exact aproape 25 de ani, un sfert de secol. Erai adolescent. Aniversar atunci pentru mine, da. Erai adolescent. 99-2000 atunci m-am mutat. Ne-am mutat și cu școala și apoi și liceu de muzică și conservator și master. Și ce este cel mai important în arta vocală lirică? Sunt multe lucruri importante. Pentru dumneata. Pentru mine este, în afara lucrurilor tehnice, ca să zic așa, de vocalitate și așa mai departe. Indubitabil, ele sunt importante. Sunt baza, da, cântului. Dar, pe lângă aceste lucruri, este foarte important să avem, în primul rând, o sinceritate în fiecare rol pe care îl facem și să-l studiem în cel mai mic detaliu, ca să putem transmite mai departe. Eu nu urc pe scenă Andrei Ivan Mâță, eu urc pe scenă de multe ori Șonard acum la Opera din Chișinău, mâine Ramfis în Aida și așa mai departe. Eu sunt acel personaj și dacă dumneavoastră m-ați recunoaște pe mine pe scenă, că sunt eu Andrei Ivan, înseamnă că nu mi-am jucat bine rolul. Dar dacă aproape că nu mă cunoașteți, înseamnă că
sunt acel personaj. Și asta contează dincolo de aceste lucruri, pentru că voce multă lume are. Dar de multe ori în sală nu se află persoane care știu foarte bine despre operă, ci poate chiar amatori sau iubitori de operă, de muzică, și atunci ei nu își vor da seama dacă ai încurcat poate o notă, dacă ai greșit poate un text. Ei vor simți mesajul tău ca și artist. Dacă a simțit și ai reușit să transmiți lucrul ăsta, ești... Deci, am toată admirația pentru interpreții de operă și îți spun de ce. Pentru că știu ce înseamnă actorie dramatică, sunt actor și joc în scenă și știu ce înseamnă să joci teatru în scenă. Un actor, dacă își cunoaște bine textul, rolul, supra-sarcina pe care o pune regizorul, știe să se descurce în scenă și știe să creeze chipuri memorabile. Un artist de operă trebuie, pe lângă talentul sau facultățile actoricești pe care trebuie să le posede, pentru că rolurile sunt diferite și ele sunt și comice și dramatice. Arta actorului și... chiar îl făceam la Cluj, la Consiliu. Uite, atâta doar că atunci când deschizi gura și începi să vorbești, e una, când începi să cânți, e absolut altceva. Da. Și a transmite și caracterul personajului prin voce. Deci voi aveți o sarcină dublă, atunci când jucați în scenă. Așa este. Da, da, da. Și trebuie să transpunem de cele mai multe ori culorile noastre. Mie îmi place foarte mult, cum îmi spunea maestrul meu, vocea nu este una. Vocea este o paletă de culori în care trebuie să alegi. Ești ca un pictor în care poate uneori îmbini puțin rozul cu verde, poate mai schimbi anumite lucruri, pentru că dacă vei veni de fiecare dată cu același lucru, cei din public a doua și a treia oară nu vor mai veni. Iar dacă tu vii cu ceva nou, cu, nu mă refer la regie, ci vocal, actoricești și așa mai departe, chiar dacă ești tot tu același personaj în mai multe spectacole sau în același spectacol de mai multe ori, va veni, pentru că simte acea energie de care se reîncarcă, poate pentru alt domeniu în care lucrează, dar este un iubitor de artă și de muzică. Genul teatrului liric este creat în așa fel încât rolurile principale să fie de cele mai multe ori încredințate tenorilor. Așa este. Pentru că așa este făcută opera, probabil. Da, da, da. Deci, în toate operele, eroul principal este tenor de voce. Nu chiar în toate. Ce spectacole au ca și protagoniști actori de factura dumitale? Bas, așa scrie pe pagina. Da, bas-bariton. Bas-bariton. Da. În primul rând... aș vrea să zic, da, într-adevăr, sunt majoritatea, sunt tenori, soprane și bas-baritoni și baritoni, chiar și bași, dar eu am interpretat primul meu rol principal, ca să zic așa, a fost Don Giovanni din opera Don Giovanni. E acela nu putea fi cu care mi-am dat și dizertația, de altfel, cu un spectacol la opera din Cluj. Așadar, este un personaj care m-a trecut prin multe ape. Adică a trebuit la un moment dat chiar să imit un alt personaj, Leporello, cumva, deci este un personaj extrem de complex. Bineînțeles că după, acum cânt chiar și rolul Leporello, adică eu practic ambele rolurile știu din Don Giovanni. Adică și, unul când da, altul. Da, acum mai mult, în ultima perioadă, Leporello l-am cântat, dar le știu pe ambele foarte bine. Și de aceea zic că este extrem de important să revin la acea paletă de culori, să știi cum aduci rolului și personajului pe care l-ai și cum schimbi culorile în voce pentru acele momente sau pentru acel personaj. Un alt rol este Figaro din Nunta lui Figaro, care este un rol preferat al meu, ca să zic așa. Și Figaro nu este tenor? Și Figaro aici este bas-bariton. Bas-bariton. Da, da, da. Întotdeauna îl asociam cu un tenor. Nu știu. Este bariton în Bărbierul din Sevilla, celălalt, da. Figaro al lui Giacomo Rossini. Așa, este adevărat. Bărbierul.
Da, Andrei, mă bucur că ai revenit la Chișinău. Mă bucur că și spectatorul nostru va avea ocazia pe 10, da? Pe 11. Pe 11 aprilie, da. Să te admire la Teatrul Național de Operă și Balet Marie Bieșu în Boema. Rolul lui Șonard. Da. În rolul lui Șonard. Șonard. În Boema, da. Exact. Deci, hai să ne povestești puțin despre tatăl tău. Știu că te mândrești foarte mult cu el. Știu că ai împrumutat multe calități de la el și întotdeauna ai vorbit cu multă admirație despre tatăl tău. Da. Le-a spus prietenilor noștri că el cânta la 10 instrumente. N-am mai vorbit despre alte lucruri pe care a reușit să le facă. Da. Tatăl meu, la începuturile carierei sale, a întemeiat un ansamblu, ca să zic așa, pentru că el era profesor la Școala de Iluminare Culturală, pe atunci se numea Elena Sârbu, acum actual Nicolae Bodgros, da, din Soroca, și practic, având elevi și studenți la clasa lui, el era contrabasist, practic, ca și instrument principal, era contrabasist. Uh-huh. Dar pe lângă asta cânta, după cum spuneați și dumneavoastră, la 10 instrumente și mai mult de atât, compunea foarte multă muzică. Încă de mic a compus tot timpul muzică și eu eram cel care îi cântam prima dată lucrările lui și el prin mine le auzea din exterior, ca să zic așa. Uh-huh. Da. Dar revenind la ansamblu, avea acest ansamblu foarte mare și efectiv pentru care compunea, orchestra și aveau concerte și pe stadioane și prin toată Basarabia. Se numea pe atunci Zdravstvui Vesna, cum erau denumirile rusești tot timpul, dar ideea este că, da, bună ziua primăvară, chiar și unul din, îmi vine în minte acum câteva versuri de la un cântec, dacă îmi permiteți să vă zic doar începutul. Sigur. Moldovioară, țară scumpă, feciorașii tăi te cântă. Te cântă și te slăvește, din inimă te iubește. Și toate versurile lui au fost atât de profunde, ca să zic așa, încât deci fac excepție că e tatăl tău. E tatăl meu, da? Dar de fiecare dată când îi cântam lucrările, mă cuprindea o emoție extrem de mare și mi-a plăcut tot timpul și i-am cântat lucrările lui și eu aveam cariera mea muzicală în operă și nu aveam foarte mult timp apoi să cântăm împreună, dar... El te vedea cântăresc de operă? Sincer, nu. Credea că voi cânta muzică ușoară, populară, da. Dar a fost un pic uimit, ce-i drept, recunosc. Dar mi-a respectat decizia și a zis: Andrei, este decizia ta, o respect și mergem înainte. Și bineînțeles că l-am făcut și foarte mândru ca și tată, văzându-mă că am ajuns și pe scenele din Europa și așa mai departe. Și, practic, după ce a făcut acest ansamblu, revenind la ansamblu, tot compunea și orchestra și avea multe, multe spectacole și așa mai departe. Apoi îi cântam eu lucrările lui, care au devenit din ce în ce mai multe. Are un număr enorm de muzică ușoară și de muzică populară, cum a compus tot timpul. Și chiar recent am participat la un festival la Soroca, organizat la Casa de Cultură, și am cântat un cântec de-a tatălui, eu, de muzică ușoară, iar sora mea mai mică, Cati, a cântat populară. Și, practic, astea sunt începutul de la piesa populară care v-am zis acum. Mai ai frați surori care cântă? Da, mai am o soră care cântă muzică populară, mai am o altă soră care e în Anglia și cântă muzică ușoară. Da, noi suntem din familie cam toți muzicieni și până și bunicul cânta la muzicuță și da, suntem cumva cu tradiție destul de veche în muzică. Andrei Ivan, de ce Andrei Ivan Mâță? Pentru că eu am preluat prenumele tatălui meu, Ivan, așa. Ivan și Mâță.
practic Andrei Ivanovici la noi, se zice, da. Dar am păstrat Andrei Ivan Mâță. Și pentru scenă, mai scurt, l-am păstrat Andrei Ivan, numele de artist. Acest nume l-am văzut și pe pagina ta de rețelele socializare. Da, da. Pe internet. Da, da, da. E Andrei Ivan. Este. Andrei Ivan, da. Andrei. Și multe, multe, multe lucrări și multe ar mai fi de povestit, dar cu siguranță timpul nu ne permite și eu trebuie să vă zic că sunt onorat din nou să vă zic că sunt alături de dumneavoastră și încă nu vine să cred. Dă-ți două palme. Dă-ți două palme. Și o să vină să cred. Mă bucur tare mult. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat această invitație. Îi mulțumesc pe această cale prietenului nostru Vasile Moroșanu, cel care mi-a dat un telefon și mi-a spus: uite, vine Andrei la Chișinău, trebuie să-l inviți neapărat la Vocea Basarabiei. Da, da, așa mulțumesc, este. Vasile. Și eu vă mulțumesc din suflet. Să ai un spectacol reușit. Doamne ajută. Și cu să-ți fie de bun augur această colaborare cu Teatrul de la Chișinău, să mai vii după primul rol să urmeze și altele. Doamne ajută. Și noi să te admirăm și să mai stăm la taclale aici la Vocea Basarabiei. Doamne ajută, pentru că avem multe de povestit și din câte vă spuneam, am și multe proiecte viitoare, atât cu lucrările tatălui meu, cât și în operă, multe colaborări. Dar poți să ne spui și nouă despre ceva? Da, de curând am lansat câteva lucrări de-a tatălui meu, Mai dorm iubito, Bate toamna la geam, câteva colinde, avem chiar și un album de colinde, Slăvim pe Iisus prin colinde, pe care îl vom lansa mai oficial de Crăciun, și multe, multe altele. Pregătim chiar și un duet cu soția mea, Maria Tovba, care este soprană. De asemenea soprană, da, este soprană și este colaboratoare la Opera din Iași. Și da, pregătim chiar acum un duet pop-opera, care îl vom filma la Opera din Iași, pe scenă, cu balerini. Vă divulg un pic din secret deja. Hai. Avem filmări în zilele următoare pentru acest video, pentru această lucrare, care, zic eu, va fi ceva frumos. Poate venim și la dumneavoastră cu acest duet. Cere. Ai urcat în mașină următoare, de ce soția, nu? Ați venit. Absolut. Așa și este. Vorbim și despre asta. Abia aștept. Eu îți mulțumesc. Și o să te rog în final, așa precum vorba aceea veche cu arma din cui care trebuie să mai tragă la sfârșitul actului 4, o să te rog să mai cânți ceva. Să mai ai cântat, ceva. Ai cântat, nu, ai cântat la început Mama, această celebră canțonetă. Da. Pe care eu țin minte interpretarea lui Robertino Loretti, încă de pe când eram mic. Așa este, așa. Și este. În final celebra O sole mio. Sigur, sigur. Da. Andrei Ivan Mâță, prim solist al Operei de la Iași, într-o colaborare frumoasă cu Teatrul Național de Operă și Balet Marie Bieșu de la Chișinău. Mergeți la spectacolul Boema pentru a-l admira în scena noastră. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc! Rămâneți cu Andrei Ivan. Yeah.
sole se ne scene. Mene tu sole, più bella ne, o sole mio, stan fronti a te. Muzică reușită, scrisă cu talent, este una care se leagă de urechi, îți intră în suflet și nu vrea să te părăsească. Este exact și despre muzica unui compozitor pe care îl comemorăm astăzi. Muzică pe care am auzit-o și mi-e place. Este vorba despre marea personalitate artistică ce a scris muzică pentru o bună parte a filmelor regizorului Federico Fellini, precum și pentru celebrul film Nașul al lui Francis Ford Coppola. Acum 45 de ani pleca la cele veșnice marele compozitor italian Nino Rota. Părea un om venit dintr-o altă lume. Capacitatea lui de a se desprinde și de a trăi ca și cum ar fi fost în afara timpului, a realităților vieții, provoca mirarea celor din jur. Incredibil de modest, absolut indiferent față de bunurile materiale, glorie și față de lupta pentru un loc sub soare, el și-a câștigat laurii regelui muzicii de film, fără să-și bată prea mult capul de aceasta. El pur și simplu compunea muzică. Și ei, pentru prima dată în istoria cinematografiei, i-a fost hrăzit să pășească de pe ecranele mari, direct în viața de sine stătător, pentru a crea cu timpul lumea lui minunată și mirifică, lumea lui Nino Rota. S-a născut la Milano în 1911, a fost numit Giovanni Rota Rinaldi, în cinstea bunicului său, muzicant și compozitor profesional. Mama lui a fost pianistă, iar Nino a devenit muzicant în a treia generație. De aici și intuiția sa fenomenală, care îi permitea de fiecare dată să transmită prin muzică toate nuanțele emoțiilor, sentimentelor, dispoziției. Mama l-a învățat să cânte la pian, astfel încât la 8 ani Nino Rota deja compunea singur muzică. La 11 ani a compus un oratoriu, montat ulterior la Paris și Milano. La 12 ani Nino era deja student la Conservatorul de la Roma. La 15 ani a compus opera sa de debut, Regele Păstor de Porci, după o poveste de Andersen, iar peste 2 ani a absolvit conservatorul cu diplomă roșie. În anii 30 a plecat în Statele Unite ale Americii, unde a învățat compoziția și orchestrarea. Reîntors în patrie, a continuat să studieze și să scrie cu multă lejeritate muzică, operă, balet sau simfonie. În 1930 este invitat să fie profesor la Conservatorul Paganini din Bari, iar în 1950 a devenit directorul lui și a activat aici până în ceasul de pe urmă. Majoritatea melodiilor sale, care au cucerit câteva generații, s-au născut în trenul care circula între Roma și Bari. Marea lui idilă profesională cu cinematografia a început în 1933, cu muzica scrisă pentru filmul lui Raffaello Matarazzo, Treno Popolare. A făcut-o din pură curiozitate și din dorința de a-și testa puterile. Au urmat alte pelicule, inclusiv Romeo și Julieta, Nașul, Rocco și frații lui și altele. Cei mai cotați regizori doreau să colaboreze cu Nino Rota. Visconti, Rossi, Damiani, Zeffirelli, Coppola, dar cel mai mult a câștigat Federico Fellini. Inimile acestor doi mari artiști băteau la unison. Ei comunicau la nivel de intuiție. Prietenia lor a durat un sfert de secol. Ultimul film al acestui tandem de creație, Fellini-Rota, a fost repetiția orchestrei pe care Rota nu a reușit să-l ducă până la bun sfârșit. Nino Rota a scris muzică pentru peste 150 de filme. Numele lui îl poartă conservatorul din orășelul Monopoli. În 1972, albumul cu muzica din filmul Nașul a fost cel mai bine vândut din lume. Nino Rota este supranumit compozitorul lui Fellini, pentru că din cele 23 de filme create de Federico Fellini, la 17 dintre ele, muzica a fost compusă de Nino Rota. Muzica lui Rota a răsunat inclusiv la funeraliile marelui regizor Fellini.
Muzica lui Rota a adus aurul olimpic multor patinatori artistici. Nino Rota a apărut singura dată pe ecran într-un rol episodic în filmul lui Fellini, 8 și jumătate. Iar tema dragostei din filmul Nașul este cea mai populară muzică a iubirii din lume. Publicul i-a zis vrăjitorul din Bari, iar prietenii îl supranumeau Îngerul, pentru calitățile lui aproape neomenești. Iar printre sărbătorile neordinare sau ciudate ale acestei zile, vă amintim de ziua cauciucului în Thailanda, ziua culorii roz în Canada, ziua îmbrățișării câinelui dumneavoastră și ziua cărților de pe telefonul mobil în Statele Unite ale Americii, sărbătoarea florilor în Singapore, în multe țări, în special cele anglofone, astăzi este ziua surorii și a fratelui. O sărbătoare frumoasă, care întărește relațiile familiale și stimulează întâlnirile și comunicarea mai activă cu rudele. Sărbătoarea are la bază o tristă istorie a americanei Claudia Evert, care și-a pierdut în copilărie fratele și sora. Dorul de ei a inspirat-o să creeze această sărbătoare, să o inventeze. Astăzi este tocmai momentul să dați un telefon fratelui sau surorii pentru a întreba cum se mai simt, ce mai au nou, ce mai fac. Pe curând! Dumnezeu mi-a dat comori, patru frați și cinci surori, la ne-
Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.